iați un mister. În Universul cuantic, noi nu suntem așa. Nu este sus, jos, dreapta, stânga. Nu există uh, uh, ieri, azi, mâine. Există un singur moment, prezentul. Așa ne explicăm, de pildă, profețiile. Unii oameni au acces la asta. Deci cine în Universul ăsta poate să facă o matematică atât de ex extraordinar de exactă. Eu am spus, dacă este un Dumnezeu, domnule, este un matematician perfect. Este un geometru perfect. Nu ne convine ideea de Dumnezeu. Îl legăm. Dom'le, pune ceva în loc. Spuneați că suntem ceea ce gândim și ceea ce rostim. Suntem expresia gândurilor noastre, absolut. Găseați, dumneavoastră, în urma căutărilor, de-a lungul anilor, faptul că noi avem o misiune pe pământ. Primim Nimeni nu se naște fără un sens, fără un rost. În momentul în care suntem stresați, o lovitură, o boală, etc., ne stică ordinea. O răutate ne stică ordinea. Sticarea acestei ordini, A, T, C, G, seamnă boală. Știți cum se poate reface? Primul lucru, prin ce a spus dumneavoastră, prin rugăciune. Pentru că acolo le naștem. Dacă este un creator, creatorul a gândit lucrurile la nivelul inteligenței. A găsit antidotul. Anul de aici nu e egal cu anul de dincolo. Dacă suntem nemuritori, de ce ne este frică de moarte? Pentru că, nu, pentru că nu vrem să credem că e așa. Salutare fiecăruia dintre voi! Am revenit cu un nou episod de altceva astăzi. Pătrundem pe tărâmuri foarte puțin cunoscute, tărâmurile minții umane și vorbim și despre legătura minții cu Dumnezeu. Am ales un ghid special astăzi. Invitatul meu este o fântână a cunoașterii, așa îmi place să spun. Este un neurolog de seamă al lumii, nu doar a României. Una dintre cărțile domniei sale, Inteligența materiei a bulversat lumea științifică în anii 80 A fost considerată de comuniști, de regimul comunist o amenințare Bine ați venit domnule profesor Dumitru Bine Constantin. Constantin Dulcan Domnule profesor, povestea dumneavoastră începe așa Citez din dumneavoastră Îmi amintesc o dimineață de vară din satul meu Argeșan, Mârghia Eram copil, dormisem pe prispă și m-am trezit cu fața spre răsărit Cerul avea o culoare înnebunitor de frumoasă și privindul, mi se părea că mi se adresează, că vrea să-mi spună, uite, există. Nu știam ce sens are viața, eram prea mic ca să-mi pot răspunde. Dar mi-am propus atunci să aflu. Știu că pare de necrezut, dar la vârsta aceea mi-am făcut pas cu pas un program de instruire pe care nu l-am mai abandonat niciodată. Deci astăzi. Ce este viața acum după atâtea căutări de răspunsuri? Încă un mister în universul ăsta atât de imens, cu zeci de mii de galaxii, încă e un mister. Păi, să hai să plecăm de la altă considerant. Se aproximează că noi știm din univers, unii spun 1%, alții 4% și alții 30%. Să mergem pe ideea de 30%. Dacă doar 30% din cuno universul ăsta cunoaștem, ne întrebăm ce o fi în cel la 70 necunoscutul. Ce este dincolo De, de acest 30%? Doi. Dacă știm numai atât, cum ne permitem să dăm sentințe asupra vieții? Viața e un mister. Când vom crea noi viața, atunci avem dreptul să o luăm. A, sunt situații în care o viață a cuiva pune în pericol alte vieți. De acord? Nu eu ei. Îl izolezi. E o diferență dar n-am dreptul să iau viața nimănui, atâta că nu sunt capabil să iau viață. Și slavă Domnului că avem destule academii, știința este destul de evoluată, dar e departe de asta. Vă dau un mai un, Citeș și eu ca și dumneavoastră, vă dau un exemplu. Zice, la nivelul ADN-ului, deci al substratului genetic, are nemesagerie, informația, se duce în ribozom, pentru care concetățeanul nostru, Emil Palade, a luat premiul Nobel se duce, de aici se fabrică o proteină, de aici se duce una, pentru maturare una, aparatul Golgi, etc., etc., și la distribuție se numără câte celule a fost nevoie sau, da, și câte să trimit. Restul, dacă e surplus, redevin obiect de noi sinteză. Domnule, întrebarea este, se duce, vine, stă, face. Stai, domnule. Dacă eu am un creion și am nevoie de el, îl dau sau îl cer, da? Dar vorbind că un organism se duce, vine, face, adică cum? Păi dacă un obiect nu poate să ajungă la celălalt decât oferindu-l cineva, aici cine l aduce? Cum vine el și știe că ăsta e ribozon, că ăsta este aparat golge, etc. etc. Mi-a de... Și atenție, am citit cărți, că este Doamne, de știință. Limbajul este abuziv. Este un limbaj abuziv, nu e un limbaj corect. Adică cine mi-a -mi mei copii aici din, sub, din ADN-ul ăsta și mi-l duce într-o zonă în care el trebuie să facă ceva? Eu sunt de acord cu acel ceva din cartea aia mare care spune ce este sus este și jos. Și am dat concluzia asta de mult, nu de acum. Știința deocamdată jonglează cu acest termen, întâmplare. Practic, ne-am întâmplare. Ști, întâmplare. Știți ce spunea că e întâmplare? Acea este acel eveniment în care Dumnezeu rămâne, preferă să rămână necunoscut. Adică și întâmplarea, învățam noi pe vremuri, hei, la, hey, la atenul dialectic, că întâmplarea face jocul necesități. Adică o necesitate își rezolvă problemele printr-o întâmplare, dacă un eveniment poate fi întâmplare. E greu să spui că totul este predeterminat, că ar, ar, însemna să fim tot în fatalitate, tot să fie un fat, un, un destin mult Să fie prea totul dur. prescris. Da, ceea ce e greu să credem că dacă am un ceas în mână și îl pun pe masă și încade, a căzut mai pentru că cineva de acolo îmi dă peste mână, <laughs> nu cred lucrul ăsta. Adică ăsta este principiul meu. Trebuie să fii bine informat științific, dar nici să fii abonic, să totul la literă. Vorbeați despre imensitatea Universului despre acel procent de 30%, mulți susțin 4%, că atât 4% am alții, unul și alții chiar zero. dumneavoastră ați identificat patru legi care leagă totul Ai, în univers. Absolut. Și nu le-am făcut nici eu, nici dumneavoastră. Atunci mă întreb cine le-a făcut. Domnule, eu sunt de acord. Nu ne convine ideea de Dumnezeu. Îl legăm. Domnule, pune ceva în loc. Iar dacă îmi spui că nu este Dumnezeu, de este întâmplare, eu întreb atâta. Bun, să zicem, metaforic, că întâmplarea a dus la startul vieții, mai întâi un partener. Să zicem pe Adam, ca să vorbim în termenia. Aceeași întâmplare, ori aduce pe Eva, dar Eva este complementare anatomic și funcțional lui Adam, ori dacă e întâmplare, nu are cum să fie exact în corelație cu primul termen. Totul să se, se, se suprapună perfect. Ori atunci nu putem să amintim decât că întâmplarea inteligentă. Dacă întâmplarea inteligentă, hai să-i spunem, nu mai zicem întâmplare, să, să dăm denumirea care o merită. Deci, doi, admitem noi științifii că Pământul vine din Soare cu 5 miliarde de ani în urmă și că după 2,8 miliarde de ani se răcește Pământul ca să, vină, să Creeze premiza vieții, apropo de principiul antropic. Întâi este populat cu plante, nu? Ne dau oxigenul și după aceea vine viața. Perfect. Dar, dacă cineva mie îmi explică, un for academic din toată lumea asta, cum? Substanța anorganică devine organică, adică neviu devine viu. Altfel, cum mortul devine viu. Să dacă mi-explică eu, atunci. Exclu Am spus, dacă mi se explică câteva lucruri, de pildă vindecările din boli pe care nu le poate neologia face. Spun, uite, eu semne și scriu, Dumnezeu nu există, dar explică tu. Și dacă mă convingi, scriu asta. Dar dacă nu, hai să fim oameni cu mintea, să fim înțelepți, să nu dăm cu băta în bată. Uite, vă dau un exemplu de antropolog. Noi suntem tentați să dăm cu barda în Dumnezeu. Exact, exact. Ambele citire ce, și eu ca toată lumea să -și fiu informat ce se Un antropolog, a stat vreo șapte ani într-un trip din ăsta să vadă cum, cum se gândește. Întrebat, citeam până am se întrebat, ce părere are despre Dumnezeu există? Eu a răspuns următorul lucru. Eu nu am argumente, nici să-l susțin, dar nici să-l neg. Mi s-a părut de atât de bun simț. Nu am argumente. De fapt, știți ce înseamnă argument? Una, normal să ai niște explicații posibile științifice. Al doilea, orice informație nouă necesită o conexiune neuronală nouă. Deci neuronal, neuroni existenți, care au între ei sinapse, să numesc decât între ei. E bine, o informație nouă, în 4 la 4 ore, 4 minute la 4 ore, se formează o nouă conexiune. Deci o temă pe care o citesc ceva nou, asta îmi întreține, cred că mă obligă să creez noi conexiuni. Ei, în unele zone ale cunoașterii, creierul meu al tuturor e capabil să fac această conexiune și să-mi dea un răspuns, la alte zone de cunoaștere nu e capabil. Cu alte cuvinte, <coughs> dacă eu nu pot să înțeleg existența a ceva din universul ăsta, hai să am luat exemplul ăsta, pot, nu pot să înțeleg că există un Dumnezeu, n-am argumente. Asta înseamnă că neuronii mei nu pot face această conexiune să-mi dea un răspuns. Bun, perfect, n-am nimic cu oamenii pentru că sunt oameni care respectă un cod etic de comportament civic și care cred că sunt mai plăcuți de Dumnezeu decât unii care se duc la biserică, dau cu capul de ziduri, rugându-se și când ești acolo, te duc de la cărciumă și încep să-mi să, -mi, să -mi bată, să-mi sau să-mi bat soția, să -o ție, sau fac niște lucruri care nici cum nu înseamnă să mai re un respect pentru semenii Și atunci eu spun, cred că lui Dumnezeu atei cu bun, cu simț civic, când sunt mai plăcuți decât credincioșii, care dau cu barda în Dumnezeu. Era de altfel o butadă și a Sfântului Pavel, care exact în direcția aceasta se îndrepta, spunând că un ateu cu fapte bune pare mai plăcut în fața lui exact. Dumnezeu decât un credincios exact. cu fapte rele. Asta am gândit și eu. <laughs> Aș vrea să listăm cumva cele uh, patru legi ale Universului da. pe care le-ați identificat, pentru că sunt de o frumusețe aparte, sunt ca un răsărit. Deci, prima lege este aceea lui Newton, 1687, o publică. Legea gravitației. Toate obiectele, a, interesant, toate obiectele care au o greutate ca pe Pământ. Galileu. Dar altele, din potrivă, care sunt ușoare, se ridică. Și ideea era că tot ce are origine pe pământ, vin la pământ, nu era forța gravitației cunoscută deschisă atunci, iar celelalte care vin din cer se duc spre cer. Se întorc către cer. <laughs> Foarte interesant. Deși erau savanți, dar nu avea suportul nostru științific. Nu era atât de simplu să dai niște explicații. De asta m-a amuzat. Vaporii de apă, fumul se duce în sus. Uite, o, o, o idee care la vremea respectivă ni s-ar fi părut nou. Asta ni se pare, evident, destul de neștiințifică, dar la vremea aia nu aveam alte lucruri de gândit. Alte... Suport științific ca să poată înțelege lucrurile astea. Mie mi s-a părut că cel care a descoperit că Pământul este rotund a fost o minte colosală. Colosal să te gândești la lucrul ăsta. Pe când tu vezi platul. Deci, asta se cheamă realiz naiv. Noi vedem Pământul plat. Și dacă spui unea care nu are informație că Pământul e rotund, unde vezi, domnule, rotund? Care nu poate privi dincolo. Eram într-o emisiune de televiziune și era cu public. Și probabil că am spus că în spațiu ăsta există o se întreagă de informații și unele chiar sunt imagini. Sunete. Și un domn din mulțime, în înaltă așa slăpuță. Unde um, vezi, domnule dumneata, în spațiu ăsta, tot ce spui? Nu vezi că nu-i nimic? Zic, da, în ecranul ăsta e ceva? Ăsta nu vine din spațiu? Uite să zicem că aici este Obama, că era prima lume. A venit Obama în aparat? Nu cumva l-a dus din America? Și dacă l-a dus din America, ce? N-a fost un substrat? Adică, uneori nu gândim, ni se pare așa de simplu lucrurile. Ăsta, de fapt, este avantajul omului de știință că își pune întrebări într-o manieră în care este mai adecvată științei decât o viziune de asta simplistă populară. Că ăsta este un realist științific, apropo, să, să explici un fenomen, și ăsta este un realist naiv. Așa văd eu pământul, deci nu e rotund. Poate că și noi trăim în acest realism naiv. Fără îndoială. Atunci când nu-l observăm pe Dumnezeu și când nu-i observăm formele de uh, manifestare. Păi, da, să și spune că Dumnezeu nu l-a văzut nimeni și, pur și simplu, noi vedem în mod indirect, este o demonstrație indirectă existența lui, pentru că nu avem altă explicație. Nu, iată, o ordine sau o teologie. Există o ordine, o teologie, asta deschisă de El, există și o teologie a Pământului, o ordine a lucrurilor de pe Pământ. Nu? Succesiunea în lor. Ploaia care -o, augmentează sau este utilă vegetație și așa mai departe. Vegetația la rândul asigură că sunt niște lucruri care toate se conectează unele cu altele. Domesticirea animalelor, care a fost un lucru extraordinar pentru om. De la cal, vită pentru lucruri. Câinele, care iată, este tot, are cel mai fidel al omului. Toate aceste lucruri traduc în sine, după opinia mea, o logică. Când, o inteligență. Când am scris inteligența materiei, pentru acest motiv am pus sintagma de inteligența materiei. Înțelegând că înapoi tuturor lucrurilor este o inteligență, este o logică, este o relație logică. Adică nu e o întâmplare. Și a țăpat în inteligența materiei după darurile lui Dumnezeu, a fost poate în acea perioadă de comunism cea mai subtilă formă de a vorbi despre Dumnezeu într-o societate care nu l-a accepta, îl da, respingea. Da, fără îndoială că da. Spuneați: În inteligența materiei sunt foarte multe lucruri pe care le-am desprins. Deci, dar... ne-am depărtat de cele patru legi. Ne-am ne întoarcem ne atunci la cele patru legi și uh, ele, oricum, în inteligența materiei, uh, găsim uh, cumva corespondente pentru fiecare uh, lege. Pe energie. Deci, asta e o prima formă de energie energia gravitațională. Uh, Einstein spune că ceea ce a descris Newton, eu știu istoria lui Newton, ceea ce a descris Newton este valabil mai degrabă pentru Terra, dar că la dimensiuni mult mai mari în Univers, e mai puțin valabilă legea gravitației descrise de el. Dar să luăm câmpul electromagnetic. Este un lucru extraordinar. În primul rând, ce facem noi acum, te admitem pe acest câmp, pe aceste unde. Dar mie mi se pare că mintea umană a fost extraordinară. Trebuie să aduce aici un, aș aduce aici un elogiu imens minții umane, celui care a putut să transforme. Și sigur că asta pleacă de la, de la fara de primul care se zizează lucrul astea. Deci, să transform o imagine și câmpul la invizibil în vizibil, că de fapt asta facem noi. Noi ne creăm propria realitate. Pătrundem într-o dimensiune intimă, extrem de mică, citeam într-o să se aprecia că nici cel mai perfecționat microscop de la CERN, de la Geneva, unde se studiază particulele subatomice, nu este capabil să evidențieze unele particule atât sunt de mici. Noi vedem lumea așa și suntem programați așa. Faptul că eu vă văd o noastră, că eu sunt aici, și avem niște obiecte, este o programare inteligentă. Altfel nu ne-am înțelege. Dar dincolo, în universul cuantic, noi nu suntem așa. Nu este sus, jos, dreapta, stânga. Nu există um, ieri, azi, mâine. Există un singur moment, prezentul. Așa ne explicăm de pildă profețiile. Unii oameni au acces la asta. Și mie mi s-a întâmplat în plină zi să-mi dau seama ce se va întâmpla într-un timp următor. Um, ne vedem succesiv în, în maniera asta pentru că ne este util existenței noastre. Dacă nu am fi fost programați așa, să, să zizăm aceste distanțe dintre noi, pur și simplu nu ne-am fi înțeles, dar la nivel de atom distanțele sunt imense. Intră în această categorie, spuneți acum de profeții, visele premonitorii. Spune visele premonitorii, pre... da, de du pildă. Dumneavoastră un om mărturiseați care, că întotdeauna ați avut un vis pre, premonitor în înaintea exact, da. unui moment dificil. Deci, cel care are capacitatea să citească în prezentul unde există și trecut și, și, și viitor. viitor. Dați-vă seama, este un lucru formidabil. Noi, în acest vis premonitor, cum se numește, noi trăim un viitor care nu s-a petrecut încă. Și care este încă... Am avut foarte multe situații de acest gen și în vise sau pur și simplu. Stai de -o -o zi. Dacă... Eu n avut aceste trăiri care mie îmi spuneau că vin dintr-o altă dimensiune decât cea asta concretă, materialistă, pe care să bate atâta monedă și marxismul și dialectica și filozofia materialistă. Dacă nu i-aș fi avut, n-aș vor fi vorbit cu atâta certitudine de existența unei dimensiuni spirituale. Pentru că nu aveam argumente. Dar când le ai, nu poți să ți mai tendești. Și când s-a întâmplat la, la tema mele și etc., atât de multe lucruri. Și când am a avut anceta asta teribilă cu cartea cu inteligența materiei. Când s-au terminat toate lucrurile astea. Ce ați visat atunci? Păi l-am mai povestit. Că de nu prea vreau să vin. Deodată spunând să, să nu te repezi prea mult. Zic că lumea că și um, Schopenhauer dădea de acest exemplu cu găina care face un nou și după ce o oh, zice începe să corcurăcească, umplând toată o gradă, am făcut o minune. și <laughs> a zis, dacă eu repet mereu, zice, a făcut și el săracul ceva și cu asta umplă lumea ca că o care o, o au stat așa. Eram deasupra unei prăpăstii, doar în slip și şi... prăpăstii aveau un perete vertical, circa 80 de metri. Și știam că trebuie să cad. Și am început să cap cu capul în jos și din metru în metru erau stânci ascuțite și smulgeau carne din corp. În timpul căderea eram conștient că dacă jos nu mă redresez și vin cu capul în jos, înseamnă moarte, înseamnă execuție. Anchete. Dacă mă redresez, înseamnă că am scăpat cu viață. Exact a doua zi am fost chemat și a zis, domnule, N-ai fost niciodată discutat la cel mai înalt nivel, atât unii da, alți nu, da, nu. Pentru că ai scris ce ai scris. Erau cele bucăți de stâncă. Și mi-a zis așa. N-ați crede, cei care m-au chemat, în funcție de ce poziție aveau și dacă mi-ar fi spus, Dute te și rândele, râdele în față la toți. Toți au veni să spună că ești vinovat pentru că ești trist. Nu mai fi trist. N-are importanță cine a fost, dar am apreciat. Ulterior, după asta, am spus. A fost un om. Și a venit dat -o la un costul, dar nu știam, nu mă cunoșteam. Noroc că am fost amabil, că era după. În afara program, puteam să spun, doamne, mă duc acasă, vii mâine. Dar n-am făcut. <laughs> Zic, bine. Și după ce îi dau rețetă, se duce, deschide-o și se întoarce. Eu v-am salvat. M-am ridicat atunci și am spus, o singură am. Spuneți-mi, cum ați avut curaj? Toți cei care au apărat pe oamenii atunci erau cum să complici și împotriva partidului. Și oamenii au răspuns acest lucru. N-am scris în memoriile mele, dar vreau să scriu. Domnule dragă, în țara asta mai trebuie și cineva să aibă curaj să spună adevărul. Și a plecat. Bă, nu, hai să bem, hai să Nimic, nimic. Un om de o decență și de o, serioz... de o seriozitate că nu pot să-ți imaginezi. Adică a făcut un gest, s-a părut că e normal și atât. Nu, băie, costică, să vezi că te-am salvat. Nu, 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 nimic din toate lucrurile. Nu, lucrurile nu s-au petrecut așa. S-au petrecut la un nivel incredibil. Aproape, bine să crezi că intervenția a avut o, o altă autor de dincolo. O latură divină. Exact. Continuăm periplul prin legile Universului. Deci a doua sunt legile, uh, forțele tari și forțele slabe la nivelul atomilor. Forțele slabe sunt la nivelul chimiei. Deci orice element. Dați-vă seama, din H2O, din doi atomi de hidrogen și un de oxigen, totdeauna aveam Aici este o inteligență hiperexactă. Al 2 o 3 este oxid de aluminiu. Întotdeauna, numărul ăsta de atomi combinat dă numai o moleculă de oxid de aluminiu. Deci, în, la nivelul inteligenței umane, este încercare, eroare, succes. Am încercat, n-a ieșit. Mi-aduc aminte, eram într-o țară de asta asiatică și lucrau foarte mult uh, aparatură pentru medicină. Și erau exact în felul asta. Aici era cel care făcea invenția, inginerul și acolo medicul. Mai punea un fir... Vedea un efect, vedea cum e. Și tot așa, din buc dintre puțin în câte puțin, încă. să construia un aparat. Înțelegeți? E, asta este mintea umană. De-aia noi ne-am creat o civilizație. Încercăm, nu ne iese. Punem, căutăm toate soluțiile, punem în toate ipostazele acele elemente care compun ceea ce vreau să obțin, până obținem. Așa s-a creat civilizația ce mi se pare formidabil. De la nivelul inteligenței umane este încercare, de succes. La nivelul forțelor slabe nu există decât strict așa și forțele tare. Forțele tare depinde de pildă hidrogenul. Este 007. Uh, va apare o carte, adică a apărut o carte Dovești științifice de, de Existența lui Dumnezeu. Noi ducem tatative să o traducem și noi și vreau să o prezint, dacă ne dăm. scam rezistent. Nu prea... Că cine se ocupă de ea, e plecat în concediu, da? Sperăm, sperăm, mă rog. Poate că reușim. Franța, f -f -f furori. Dovești din Sfințele Existenței Lui Dumnezeu. Ei, dau exemplu. Vorbesc în cartea aia, că evident că am citit-o fără să apară în România. Urma, dacă cifra aia după 0,0 era mai mare sau mai mică, ori nu era de pildă hidrogen, ori era alt element. Nu era apă, nu era viață. Dați-vă seama, o fracțiune, cât, cât, o zecimală de asta și univers sunt șase cifre. Ăla dacă lipsea universul, nu dacă era -ar ca asta. corespuns. Deci cine? În un universul ăsta poate să fac o matematică atât de ex extraordinar de exactă. Eu am spus, dacă este un Dumnezeu, domnule, este un matematician perfect. Este un geometru perfect, este pentru că... un chimist perfect, un inginer perfect. Adică toate lucrurile sunt făcute la nivelul unei dimensiuni de o, de o, de o acuratețe extraordinară. Și vii tu, cu care n-ai habar de nimic și spui, a, nu există nimic. Domnule, cu șalanța asta a naivității, că nu pot să spun mai mult. Și vechii greci spuneau, gânditori spuneau că Dumnezeu a geometrizat totul perfect. Tu eu eu la ăla pentru un punct o dreaptă. Au gândit-o, domnule. Ăla care a calculat distanța până la lună, domnule, gândind se într-o fântână cu un raza. este formidabil. Au fost grecia. Eu mai miram așa, zic, domnule, cum popor atât de mic au putut să creeze o bază civilizației occidentale? Formidabil. Platon zice că au fost două, două continente cu civilizații extraterestre. Una este Atlantida, care a furnizat civilizația noastră occidentală și Lemuria, care a a fost suportul civilizației spirituale asiatice, deosebi, induse. Și chineze, și chinezii au avut acum 4000 de ani niște lucruri extraordinare, acum punctul vine de acolo. Ei au avut o spiritualitate care se apropie foarte mult de dimensiunea de dincolo de noi, în timp ce noi suntem dimensiunea materialistă. Platon le atribuie ca vârstă în jur de 20.000 de ani. Nu știu dacă putem să discutăm despre vârsta asta sau nu, dar cert este că înaintea noastră au putut să fie lucruri care au rămas uimite. De pildă, un oraș din India care a fost distrus de foc, s-au găsit și segmente de nisip care s-au făcut sticlă. Deci temperatura atât de mare încât pur și simplu s-a transformat în sticlă. Și se întreabă lumea au avut ei la vremea război cu bombe, au fost bombe nucleare, au fost foarte ciudat. Cert este că citeam o carte scrisă de francezi, noi nu, 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 suntem primii în istoria lumii, în civilizație. Se pare că în trecutul nostru au mai fost civilizații care, dacă au depins de om, au dispărut. Suntem oameni, suntem inteligenți, de bună seamă, da? Am ajuns noi în lună, am ajuns. Și la nivel uman, cum suntem? Ce este o țară în care două forțe împing în sens contrar? Unii înainte și alții înapoi. Un nimic. Va sta pe loc. Un zero. Nu spun unde. Da, e ușor de reperat. Ați înțeles? Adică am ajuns pe lună. Am ajuns în martie. Marte, pardon, nu martie, ci marte. Și nu înțelegem între noi. Așa s-a întâmplat și cu ei. S-au certat din nimic. Deci vrei să pare că în Atlantida era aveau un masiv cristal care era capabil să magazineze energia psihică. Cert este că aveau vehicule de o, cu totul altă inventivitate, dar sub raport uman s-au comportat la nivelul la stupid. Dar oare nu vom uh, repeta și noi la un moment dat Dacă e un război te atomic nu, nu dispărem la fel? Nu vom repeta Nu transformăm pământul din nou într-un pulgă de foc cum a fost? Acum 5 milioane de ani? Unde? Deci, Hai să înțelegem. Când a scris inteligența materiei, am făcut diferența la inteligență și înțelepciune. Înțelepciunea înseamnă modul etic, moral și util în care folosești inteligența. Inteligența unui bandit, unui tâlhar, unui criminal e vai și amar pentru victima lui. Este complicat pentru că ăsta e inteligent, are o mie de moduri de a te... Duce într-o postură de să fie convenabilă lui, în timp ce tu poate nu ești la nivelul inteligenței lui și tu nu te gândești la, la toate lucrurile pe care le poate folosi, la toate căile pe care le poate folosi ca să jefuiască sau mai rău. Deci, omul a ajuns la nivelul de civilizații extraordinare. A nu recunoaște lucrul ăsta înseamnă să fii naiv. Ce înseamnă un vehicul de asta, o rachetă care te duce până la milioane de kilometri, nu în spațiu. Dar când e vorba să ne înțelegem niște lucruri foarte mici care țin de existența noastră, suntem atât de naivi, atât de, de neînțelepți și nu înțeleg lucrul ăsta. Nu înțeleg. Există un limbaj, am scris despre puterea gândului. Și am spus, domnule, uite, în loc să ne certăm folosind niște cuvinte cu o frecvență joasă și să fim amândoi sănătoși, ne îmbolnăim amândoi și murim amândoi de, că nu, să nu spun de proști, de naivi nu e mai bine să ne înțelegem și să trăim toți în pace și în, în și în armonie? Atât ne trebuie. Atât îi trebuie omenirii. Pentru ce facem războaie? Am spus un război în secolul 20 o mare nimicnicie declarată oficial. Și cei care fac războaie nu se duc ei la război. Pe timp pe noi. E convenabil. Ăia mănâncă foa gra, icre negre și fac război. Pentru ce? Și ce de le lipsește? În ce lipsește? Vă gândiți un risc, un război care e aproape de noi, care s-ar putea generaliza? Ce înseamnă pentru o Dumneavoastră, dincolo de. vom continua și cu a patra lege, dincolo de, de aceste legi, apropo, vă duiați, simpla ce să spun la un moment dat. Iubirea și iată-vă reascund bunătatea, de? generozitatea, bucuria. Crederea pozitivă. Spuneați să nu folosim cuvintele cu o conotație negativă. Și e important să facem lucruri, să ne propunem să facem lucruri uh, utile. Pentru că, pe de altă parte, uh, spuneați că suntem ceea ce gândim și ceea ce rostim. Suntem expresia gândurilor noastre. Absolut. Uh, trăim, tot ce mișcă Universul ăsta are un câmp. Câmpul electromagnetic. Pe care l-a deschis Faraday și, pormavent, ceilalți și le-au descris legile câmpului matematic. Era o chestie nostimă Falea de era fiul unui fierar Dar era fierar Și tata a zis Ce să faci? Tu nu poți să-i zici barosul ăla Și l-a trăit la legătorie Dar omul era fierar fizic Dar nu și la creier Și tot ce legă citea Și ajunge Căuta răspuns da Și ajunge într-un laborator Unde începe să facă experiențe și evident ajunge la Academia Științe Engleză, dar nu -avea, avea, demonstrație matematică. Și englezii sunt așa ironici. Zice, ei, asta e cărja lui Faraday. Adică cărja aia modestă pe care să sprijină el că nu are la bază calcule matematice. Dar toată fizica electricității, după aceea, această a lui Faraday, au venit ceilalți și au, au matematizat-o. Și iată cum acest om simplu, în dă lumii încă unul de marele instrumente ale existenței noastre, care are valoare inclusiv în medicină, nu câmpul electromagnetic. Apropo de asta, cum apare viața? Am publicat la editura... Astrofizica spune că apare la momentul zero din nimic. Păi, tocmai asta voiam să spun. În momentul zero nu era nimic. Vorbim de teoria Big Bang-ului. La minus pat, la o secundă minus de 43 dintr-o secundă apare această, apare, această, energie la temperatură de miliarde, de miliarde de grade atât de mare încât particulele nu pot să se să una cu alta, să, să, formeze o unitate și în, unii spun în 3 minute și 3 sferturi se ajunge în momentul în care începe să lege Universului să funcționeze. Ăsta e principiul antropic. În momentul zero, în momentul ăla pe care îl descrie Minescu în Dar dată un punct se mișcă cel din tâi și singur, iată cum din haos facem un Cine mâncă, putea să denetat. genereze această energie? Citeam, apropo de asta, citeam, cineva a că orice minte cât de genial ar fi, n-ar putea să okay? E un cosmogonic, după indien. Uh, N-ar fi putut să-l versifice atât de fantastic, care vin în contrast mărginile a nemărginirii și toate lucrurile astea sunt colosale, colosale. În fine, e o mare întrebare, că sigur că ți-o pui. De unde vine această energie? E un momentul zero, nu e nimic, nu? Asta spune știința. Și în toată apare această energie. E, că pentru răspunsul ăsta au fost mulți oameni uciși, mai ales și în Est și în Vest. Un răspuns comod, dar care nu mă convinge. Au fost resturile altui univers care acum se adună și declanșează începutul unui nou univers. Perfect! Te crede, domnule Savant. Dar explicăm alt univers pe la cine, cine l-a făcut. Cine l-a creat? Și atunci ne ducem din, din la infinit. Eu, aceste de amuzament, de de, tănaț, de, de dar nu de bat, în serios. Marea problemă a fost aici, Așa, pe care am văzut pe uh, cartea asta publicată de Francesca se pune. Dacă admitem un univers infinit, fără început și fără sfârșit, atunci nu suntem obligați să-i admitem un creator. A fost, nu știu. Uite, este. Constatăm că e. Dar dacă are un început, înseamnă că are un creator. E, aici e problema. Când foarte mulți au spus, da, are un creator și vin Hubble și toate telescoapele și găsesc acea radiație egală în toate sensurile, dintotdeauna toate se să pune până că asta e de fapt o radiație sechelă a începutului de univers. Și atunci calcule duc că acum 13,8 miliarde de ani a existat un, un, început de univers. Și atunci cine l-a creat? E o mare întrebare. Omul de știință, evident, o întâmplare. Îl alungă pe Dumnezeu din lume. De Dar știință. nu poate explica mai departe restul. Nu, hai să fim serioși. Noi nu putem să gândim simplist. Suntem noi oamenii suntem energie. Da. De altfel Jordi Dispensa spunea la un moment dat că această energie ne și ajută să fim ceea ce gândim. Putem modela această energie, ne putem proiecta și spunea și noastră... interesant ne... e A fost și la București, a ținut cursul, mi-a plăcut teribil. Avea 50 de ani, cam în jur de 50 de ani, nu-i dai mai mult de 25-26 de ani. Extraordinar tip, formidabil. El își descrie povestea asta, după accident, când și-a făcut vertebră cu vertebră și are refăcut-o. E, e un tip, într-adevăr. Până unde, iată că tot vorbeam de, de acest episod, până unde ne poate purta puterea gândului. Evident, nu mă refer aici la, Până la începutul uh, universului. noastre. În <laughs> e infinit. E infinit. Dar alt, alta, alt, argument aș aduce eu. Suntem ființe raționale? Cea mai infinită, cea mai mică ființă, un infuzor, de pildă, pantofior nu-l numește, are o logică a lui nu i se distinge, este ființa monocelulară, nu i se distinge niciun fel de sistem nervos. Are niște cil cu care se mișcă. Da, ea se mișcă în betacron, adică foarte coordonat. Cine coordonează? Doi. S-a pus o picătură de -un, pe un platan, trebuie să infuzie de sânge. s-a pus o picătură de cerneală în fața lui. Nu s-a dus în ea, ce -o. Este ca și cum ar fi avut toți, ca și cum au un senzor. Deci el, în ultima carte, Creu și Mintea Universului, am arătat că o plantă nu are sistem nervos, cel puțin nu descris, nu are ochi, nu are nimic din ceea ce are o ființă, cel puțin la mamifere, ființă umană. Și cu toate astea, toate cele cinci percepții sunt percepute. Lucrul care m-a uimit cel mai mult a fost faptul cum se orientează un copac pe verticală sau o plantă. Au ca și omul, o structură. La om este sistemul vestibular, când neurolog și normal să știu. E, au o granulă care în momentul când se înclină într-o parte sau în alta, excită niște senzori și știe că din partea, la om cel puțin, este conectat cu mușchii care redresează corpul, cu ochii care văd, deci în clipa când tind să cad, ochii mei, evident, merg pe partea opusă și musculatura de partea stângă mă redresează. Ei, această granulă, deci aparatul ăsta care ține pe verticalitate, la om este din calciu, la plantă din amidon. Dacă merg pe ideea darvinistă, dar în să spună lucrul ăsta, plecat de la animal, că totul pleacă de la primul punct și ajungem până la complexitatea ființioară, însemna că eu trebuie să spun plante, mama plantă. Dar nu. Regnul vegetal are tot ADN-ul, dar este la ADN-ul. Am citit, evident, o să întreagă de oameni de știință cognitiviști. Este informația care determină toate structurile vii, nu? e ca un fel de Dumnezeu. Da, este foarte complicat, dar tot întâmplarea l-a făcut. Evident, plantele au ADN-ul lor, omul are ADN-ul lor, dar mecanismul sunt aceleași. Nu. Există un mecanism comun este un program comun. Eu numesc ăsta un fond universal de informație. Recunosc că Darwin este unul dintre cei mai inteligenți oameni. A descris și el cu mijloace care le avea la dispoziția lui la vremea. Recunoaște evoluția. Despre evoluție s-a vorbit și în antichitate, nu numai. Dar oricum încearcă să o descrie. E, dar nu e mecanismul ăsta. A fost lungi dispute, de pildă ochiul. Cum a putut să fie atât de perfect un ochiul, apărând din nimic, și să se adaugă câte... Nu e adevărat. Vă dau un exemplu. Vocea. Păi dacă creierul a fi apărut înaintea vocii, nu? Cum zice Dar în apare din aproape în aproape, n-am fi vorbit, că n avea aparatul de sonorizare. Dacă apărea vocea, n-am fi vorbit pentru că nu era sistemul care să ne dea informația. Trebuiau să apară deodată toate lucrurile astea Un și atunci unde e venism? Unde e bucățică cu bucățică? Logic. Am spus această formulă în inteligență. Noi vorbim despre întâmplare, dar această întâmplare e logică. Generează o structură logică cu o funcționalitate logică. E posibil, nu? Adică e logicul, să Și în această logicul. situație, în acest tablou, despre ce vorbim? Vorbim despre planul pe care l-ați găsit dumneavoastră, eu spun acel că program. Există un, un fond universal de informație care se împrumută fiecare specie acele elemente care are nevoie pentru propria sa finalitate. Finalitatea unui sistem, spun eu, este autoconservarea și reproducerea. Asta facem toți, nu? Ne reproducem și pur și simplu avem toate elementele necesare pentru a ne întreține. Fiecare are o profesie, muncim, ne hrănim, etc. Așa văd eu lucrurile. Pentru că n-am altfel explicație. Cum se explici de pildă? Am dat numai exemplu ăsta, dar sunt... En... Gândiți-vă de pildă. În stomac. Păi, e noi dacă n-am avea o, o, zonă în care să ne apere de o să întreagă de, de vulnerabilități ale alimentului pe care le ingerăm, am face toată ziua orice sau n-am putea să reținem asta. Și cineva a gândit toate lucrurile astea frumos, cum să neutralizez, cum să a adunat toate astea. Gândiți-vă o bucată de carne care o fierbem, noi să o frigem. O transformă organismul nostru din moarte în viu. Nu? O desface în aminoacizi și aceea la rândul lui, la o, o, găsesc prin informație o nouă sinteză care este carnea noastră. Nu ne hrănim cu, cu asta, ne hrănim. Deci nu este aici o logică, nu este Cum putem prin hrană? Spuneați la un moment dat, făceați niște referiri la alimentație. Cum putem prin hrană să ne diminuăm această energie sau din potrivă să sporim energia în folosul nostru? Dar evident, o, o dietă științific făcută nu este utilă. Și, spune, și să spunem lucrurile astea, că poluarea, pesticidele, chimizarea asta excesivă generează cancer, generează o să de boli. Uh, noi am, eu de înțeles că omul uh, a fost obligat să creeze o mulțime de bunuri de alimentare, de pildă, nu? Pentru că populația are nevoie de mulțindu-se. Dar în momentul când ai creat-o, mijlocul tu prin care reușești să o înmulțești, producția la câtar, de pildă, se dovedește a fi foarte multe cazuri. Fatalist. Fatal, nu? Pesticidele sunt oncogene, cancerigene. Practic, noi deviem de la acel program. Găseați și trei prafuri, spuneați, toxice pentru sarea. Prafurile albe. Făina albă și zahărul. Ce trei prafuri albe. Adică, alimentația este una care are mare importanță pentru sănătatea corpului nostru. Dieta. În care, iată, toate, toate sursele biografice și occidentale vorbesc despre post. Păi, postul l-a creat mai întâi religia. Una din frazele mele din carte spunea, încă că am în 77 la asta, religia a ținut loc de lege și știință în vremuri fără lege și știință. Legea. Temete de Dumnezeu, că nu erau, nu făcuse încă Constituții, Judicii și toate lucrurile astea. Temete de Dumnezeu, nu fără Lege, rana, postul. Pe ce înseamnă postul? Care este obligatoriu, intră în toate dietele științific elaborate. Adică nu e o invenție, dar atunci. Postul înseamnă pur și simplu punerea în repaus a celor structuri din noi care sunt. Determină o se de, eliberează o serie întreagă de substanțe care fac digestia. Și atunci, o pauză, o zi într-o săptămână, sau mai știu, sunt posturi diferite, îmi pun în situația, să zicem, ficatul, pancreasul, în situația de a se reface. Noi nu dormim, nu ne culcăm ca să ne refacem starea de energie. Toate lucrurile au o logică. O logică extrem de strident, de, de, de riguroasă, am vrut să spun. Cum credeți că uh, un om și-ar putea uh, uh, contura liniștea, armonia, pacea prin gând cumulat cu alimentație? Deci, alimentație și gândirea pozitivă. Tot ceea ce gândim rău, de pildă. Vorbim de agape, iubire. Iubirea înseamnă respectarea semenilor. Poate că am spus mereu, poate că mi se pare de suiet să vorbim despre uh, iubire în clipa de față. Dar iubire înseamnă respectul pentru semenul Nu numai asta. Înseamnă o forță. Deci în momentul când noi emitem un gând, emitem și câmpul de forțe care are capacitatea de a-l materializa. În momentul când eu respect pe semenii, mei, asta fiind o forță, între noi se creează o coeziune. Această coeziune înseamnă o forță imensă. E coeziunea unei familii, coeziunea unei nații, a unei lumi ceea ce... defectul acestei coeziuni sau răul observat și dumneavoastră sunt război, sunt aceste conflicte care duc la dezastre și la tot ceea ce devine inimaginabil, Doamne ferește, dacă se întâmplă din nou în lumea noastră. Deci, Einstein spunea că al treilea război mondial va fi, se va face cu băta. Vrea să spună prin asta că omenirea se autodistruge prin forțele pe care le-a creat, și că probabil undeva în vreo grotă cineva a rămas acolo încă nedistrus și va rea civilizația de, de la, momentul bătei. Să sperăm să nu ajungem acolo. Eu cred că dacă am avea un război nuclear, să și spune că nu e nevoie să detonezi toate bombele nucleare care s-au creat. E suficient să intre prin simpatie? La temperaturile alea imense? Da, eu sper că omenirea va găsi această înțelepciune să supraviețuim. Pentru niște fleacuri, de fapt. Este orgolul. Orgolul este cel care ne duce să ne luptăm, să ne urâm, să ne... Uh, care ne deraiază de, de la misiunea noastră. Absolut. Găseați dumneavoastră, în urma căutărilor, de-a lungul anilor, faptul că noi avem o misiune pe pământ. Primim Nimeni nu se naște fără un sens, fără un rost. Chiar și toate misiunea și noastră toată. care este? Misiunea mea este să-mi sursa, să o conștientizez, și să mă întreb cu ce rost am venit eu aici. Dacă eu am o cauză, acea cauză e o cauză inteligentă, nu pentru că sunt o ființă care dețin o inteligență. Dacă această cauză inteligentă înseamnă că are un rost, un sens pentru că sunt aici. Efortul vieții mele trebuie să, răse, să, fie ăsta. Să învăț să mă spiritualizez atât de mult încât să-mi sezizez sursa care m-a adus aici și rostul pentru care m-a adus aici. Rostul l-am în capacitățile de care dispun. Unul vorbește foarte frumos, e un orator foarte bun. Altul e inventiv, este un inginer foarte bun. Altul este un profesor foarte bun, un matematician, un geograf, un istorie. Toate lucrurile astea înseamnă niște beneficii de care societatea umană are nevoie. Singura condiție este ca noi să ne înțelegem, să ne respectăm reciproc și fiecare să ne facem datoria acolo unde suntem ca și cum acel lucru l-am face pentru noi. Dacă eu fac o mașină și nu-mi convine ca să stric, atunci eu vreau ca și cel care face aparatul de televiziune, de pildă, de TV-ul, da? să fie la fel de bun. Este responsabilitatea mea față de semen. Când vom înțelege asta, că fiecare dintre noi venim cu un rost și rostul este acela de a servi pe celălalt. Auzeam că în Japonia chiar există un slogan pentru lucrul ăsta. Fă un serviciu bun celuilalt. Vă vor întreba, uh, poate, unii ne urmăresc acum și se întreabă și va adresa această întrebare, cum aflăm care este misiunea noastră? O, întrebarea asta mi se pune mereu. <laughs> <laughs> în primul rând, în primul rând, uite, să păstrăm momentul, să nu l pierdem. <clears throat> în primul rând, este acel care îmi place mie să fac cel mai mult și mă satisface. Uite, vetița noastră. I-a plăcut engleza de mică, și punea singură de la grădință, venea, spunea Sidiu, bine dog, casă, home. Fără să pună nimeni. Avea plăcerea asta și a, și... Era la ei, da. Face de, să pice la desene. Uh, jocurile alea, construiește niște lucruri extraordinare. Uh, povestește și nu, nu, i se oprește gura cât continuă să povestească. Și am zis, mă, tu nu o să mor de foame. Într-o editură tu și desenezi bine și poți să povestești și poți să și traduci. Adică, dar, Putem sau nu să ne sezizăm aceste lucruri? Să zicem că un om care se naște într-o familie mai modestă nu ar avea toate posibilitățile care el să-și testeze propriile lui capacități deosebite. Ei bine, avem o școală de psihologie excepțional de bună. Foarte bună. Am cunoscut foarte mulți colegi psihologi și apreciez foarte mult. Și e o realitate. Ei bine... Eu am spus că din viitoare echipă medicală psihologul nu trebuie să lipsească. Cred că sunt între puținii ca în secția de anul mi-am creat post de psiholog. Care e importanța lui? În momentul de răscruce în care un copil a parcurs anii aceia obligatoriu de informație de școală, e momentul în care el te să întreabă unde să mă duc. Acolo este nevoie de un examen de orientare profesională. Avem o școală să de psihologi să-i folosim. Să-i să folosim. Și nu numai mult. Am spus că funcțiile importante de care depinde soarta unor oameni, un grupul mari de oameni, ar trebui candidații aia n-ar trebui să fie ani fără să fie un examen psihologic. Nu trebuie să dăm viața oamenilor pe mâna oricui. Pe marginea cărții Inteligența Materiei, ați ajuns la această concluzie. Afirmați, în spatele tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Și l-am descoperit pe Dumnezeu. Dumneav datorită dumneavoastră, citindu-vă, l-am descoperit pe Dumnezeu în acest program despre care vorbeați. Dar îl putem descoperi și prin rugăciune? Cât ne poate ajuta rugăciunea să-l descoperim? Hai să vă spun altceva. Avem 26 de litere cu care. Vorbim, scrie. Avem 4 litere cu care facem carnea noastră. Cu asta ne naștem. 4 litere. A, T, C, G. Adenină, timină, guanină, citozină. În momentul în care suntem stresați, o lovitură, o boală, etc., ne stică ordinea. O răutate ne stică ordinea. Sticarea acestei ordini, A, T, C, G, seamnă boală. Știți cum se poate reface? Primul lucru. Prin ce a spus dumneavoastră? Prin rugăciune. Pentru că ne naște. Dacă este un creator, creatorul a gândit lucrurile la nivelul inteligenței. A găsit antidotul. Ați înțeles? Afirmați, de asemenea, în inteligența materiei, faptul că emoțiile negative sunt destructive și că ura e cancerul ființei. Ura, emoția Absolut. negativă, negațiile, da, cuvintele pe care și atunci... Spuneați și... că negația, de pildă, este cuvântul cel mai nociv pentru, pentru organism? Napoleon zicea, pentru noi există cuvântul nu. <laughs> <laughs> nu poate. <laughs> <No>. <laughs> da. Și. Rugăciunea cum ne poate ajuta? Ea concentrează întreaga, concentrează hai să gândul rugăciunea. curat? Deci hai să definim rugăciunea. Rugăciunea este un câmp de energie. Noi am crezut toți că este un cuvânt pe aiurea, emis în aer, la care nu are nicio valoare. E, iată că um, Institutul Matematică a din California, institut cu uh, o activitate științifică, Hotărăsc să folosească potențialul inimii, care nu este suficient utilizat de către noi, în viața noastră cotidiană. Și de aici îi pleacă la ceea ce se numește conștiința globală. Vă dau un exemplu. În momentul în care cele două avioane au bombardat cele două turnuri, vreo 37 de computere care erau pe terra dispuse, arată o creștere a intensității câmpului geomagnetic aproape pe verticală, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în istoria, cel puțin de când se măsoară. Institutul Inimii din California adună câteva milioane de oameni la patru zile distanță și le cere să mediteze asupra păcii, asupra înțelegerii dintre oameni, adică exact opusul. Ce se întâmplă? Curba intensității câmpului jurnalistic este exact opusă. Numai că este una este în sus și asta este în jos. Ce înseamnă lucrul ăsta? Lucrul ăsta înseamnă că în momentul în care noi gândim, emitem un câmp. Deci rugăciunea și cuvântul, nu este, noi spuneam despre cuvinte că sunt niște simboluri abstracte emise de creier. Nu e adevărat. Nu e abstract, nu e un simbol abstract, e un simbol concret. Și am scris în inteligență la capitol despre telepatie, am spus că momentul când emit un gând, nu emit și un câmp de forță. Deci, rugăciunea este un câmp de forță. Că de aia s-a dovedit că cu cât se sincronizează, sunt mai mulți și, uh, și la, uh, la Harvard și la San Francisco s-au făcut studii pe bolnavi exact. Ce valoare are rugăciunea colectivă? Adică cu cât se adună mai mulți oameni? În acest câmp este o forță cu atât mai mare. În America, de pildă, și în Anglia am văzut, când cineva din familie are o boală gravă, prietenii, familia, și în biserica ortodoxă, se roagă în comun. s-a zizat că această conștiință colectivă, acest gând emis de mai multe crei în același timp, au o valoare simplu, o eficiență extraordinară. Așa s-au anulat, de pildă, ordinul de bombardare într-un oraș. Le știu, dar nu mai vreau să le mai amintesc cine și cum. Să nu crezi, mă rog, antipatii. Rug, rugăcinea deci, e mai puternică dacă ne rugăm cu creierul, cu mintea sau cu inima? De altfel e și acea minunată sintagmă rugăciunea inimii a deschis altă poartă. Altă obționă. deci, um, toți ei, dar și la Wisconsin Madison, Richard Davison a sezizat acest lucru. Se pare că afectele, sentimentele, compasiunea, empatia, pleacă din inimă, sunt preluate de creier și emise, nu? Că le traduce în cuvinte. Inima nu vorbește, dar e un câmp. Ei, că asta a fost sensul. Cu cât mai multe creiere se concentrează pe același gând, ele duc la eficiență cât mai mare. Este acest, a făcut multe, multă vâlvă cartea lui Ibn Alexander, care era neurochirurg la Harvard și făcuse și chimie și care într-o duminică spre luni Uh, intră în comă Este internat Creierul plutește într-o masă de puroi După o chestie de-asta Unul la un milion dacă mai scapă Este o, o bacterie Care este în noastră să Se poate și uh, Genera patologie uh, uh, Face deci o menin cu de coli Rămâne o, o săptămână întreagă în comă dar familia și prietenii încep să se roage. În momentul în care medicul vrea să decupleze de la toate astea, că nu mai are nicio șansă un om care a stat o săptămână în comă, simt totuși unii le au, îl decuplează și să se ridică. Și ce, ce vrei? <laughs> ce vrei tu? Au colegii lui, că l-au intrat în spital unde lucra el, ca neurochirurg. Și scrie o carte. În primul rând spune așa, cum aș reuși eu să împac oare ceea ce am învățat la Harvard cu ceea ce am văzut dincolo? Dar apropo de rugăciune, întotdeauna când spun ceva, îmi pun în minte, vezi, nu uita asta. <grijinilor> Dacă voi spune, tocmai în, în, în o emisiune rămâi, vă dați seama ce efectare. are. Bun, ce scrie el, Iban Alexander, la aici am vrut să ajung, apropo. El a văzut, spune el, umbre unor oameni care erau aplicați. Și și-a sezizat că ei se roagă pentru El și că El se va face bine prin energia Căiatimitului. Asta ați înțeles lucrul ăsta? Deci, ne întoarcem la ce am spus inițial. Este rugăciunea o vorbă goală, aruncată în vânt? Vă întreb. După tot ce am spus? Evident că nu. A fost și un, un model de cercetare, la un moment dat, cu privire la călugării tibetani. O, oh, Da! Pe, asta a făcut Richard Davidson la Wisconsin și a făcut un, un laborator de științe afective. Și a studiat tibetan cu experiență și oameni novici. Și s-a văzut un lucru extraordinar. Am descris în ultima carte. O să și apară unul dintre cei care era călugări tibetani. Era un om cu mari perspective științifice, dar l-a atras religia lor și a rămas acolo. Deci. În momentul în care un om gândește frumos, pozitiv, îi spui un om, domnule, ești un om capabil, ești un om inteligent, uite, îmi place cum lucrezi, te evidențiezi, sau pur și simplu, îl, îl auzi. S-a constatat că în momentul ăla în care noi folosim cuvinte și emoții pozitive, se activează o zonă din creierul prefrontal stâng. Invers îi un om, ești incapabil, nu ești bun de nimic, ești zero. Ceea ce facem noi adeseori cu copiii noștri. Atenție, are o mare importanță. Ei bine, se activează o zonă tot frontală, numai că de partea dreaptă. Sigur, pot să fie să și schimbate dacă omul este stângat pe fiecare parte cu comandul celălalt. Dreapta, stânga, stânga, dreapta. Nu? Deci, ce se zizăm cu asta? Creierul respectă în funcționalitatea lui în cod etic. Asta l-am descris în 2008, și percepe, decât de la informațiile pe care le-am avut de la cel care v-am explicat. Și percepe și se hrănește cu ideea de bine. Absolut. De... Deci, ideea de bine, de frumos, de generos, de compasiune, de empatie este înscrisă în codul nostru genetic, de vreme ce creierul prelucrează diferit. Cine poate să facă această selecție între bine și rău? Doar conștiința. Pentru că conștiința noastră este cea care are această capacitate exologică de a face diferența între unele și alte. Deci asta înseamnă că în codul nostru genetic este înscrisă ideea de pace, de bine, de compasiune, de empatie, de ajutor reciproc, de respect pentru seme. Și de aici plecând, eu am spus că e nevoie ca noi să ne schimbăm. Toate reperele de care, față de care noi ne raportăm în existența noastră la ora actuală, și nu ne raportăm cum ar trebui, de vreme ce noi avem încă aceste conflicte, avem război, avem toate, încă persistă crimele și tot ce vrem și ce nu vrem ca necazuri în existența noastră, ca să nu mai spun precușurile politice din care, până la urmă, avem de pierdut noi, noi toți și nu numai unii. Deci, eu am numit asta cod al creului și, nevoia ne de o nouă spiritualitate. Și am spus că noua spiritualitate înseamnă cultivarea celor valori Etice morale care permit conservarea sănătății proprii și o conviețuire armonioasă socială într-o lume a diferențelor de toate ori, biologică, politică, economică, religioasă. De toate Militați pentru posibil. toleranță, pentru înțelegere, Astfel. pentru bucurie. Tot ceea ce poate să aibă elemente pe care le-am primit din diferite. acel program despre Deci toate care cuvintele vorbeați. astea au o chimie diferită. Adică este libera de oxitocină, serotonină, endorfine, carabinoid, că la ora actuală se pune iarăși problema despre asta. Și din potriva celelalte, ura, scandalul, stigmatizarea ideea de îmbătrânim, toate lucrurile astea au o frecvență joasă și o chimie nefavorabilă. În, în, situația asta, este răspunsul, organismul este răspunsul de stres, adică se eliberează o cantitate excesivă de cortizol, care altfel în cantități normale este util organismul, se eliberează o cantitate excesivă de adrenalină, de catecolamine, Asta provoacă vazoconstricție fie la nivelul cordului, fie la nivelul creierului și acolo unde sângele nu mai se circulă, nu mai vin nici substanțe antitrivene, nu vine accident, se face o necroză, deci iată originea unui accident. Hidrocortizonul în exces se duce la blocarea neurogenezii și de aici consecința de asemenea tuturor bolilor neurodegenerative. Deci avem numai rele după toată povestea asta. Aplicând ceea ce ne spuneți dumneavoastră, lucrurile sunt clare. Gândim pozitiv. Gândești frumos, ne reai frumos, trăim frumos, frumos ne, ne, ne putem vindeca dacă absolut. au apărut absolut. boli nefericite. Afirmați că dintre toate marile spirite care au trăit pe Terra, și spuneați dumneavoastră, Buddha, Confucius, Pitagora, Isus. Isus mi s-a părut cea mai, mai perfect acoperire științifică. Absolut. Pentru că toate principiile, toate cuvintele spuse de el, domnule, sunt superpozabile principiilor fizicii cuantice. Fizica cuantică, am ajuns să realizez că este, de fapt, o explicație aproape unul pe 1 unu a religiei. Eu nu mă refer aici la originea, religia, religia nume. Eu mă refer la religia ca fundament al Universului, al uman. Ca și ansamblu de gândire. A, absolut. De nu, credință. Nu, exact, exact. Deci, este o corelație între lucrurile astea. Iubirea. Iubirea înseamnă forță. Forța asta înseamnă unire care pacifică, înseamnă pace, înseamnă coeziune, înseamnă compasiune, înseamnă ajutor, înseamnă fericire în ultimă instanță. Aristotel spune: Scopul vieții este fericirea. Ce vrem altceva? Deci, scopul a fi înseamnă să, să realizezi fericirea în familia ta, în viața ta și, evident, și în colectivul în care te afli. E o necesitate, cum să spun, biologică, dacă vreți, și psihologică. Omul este ființa care, la care psihologia este, prin excelență, la, la un nivel care îl nobilează și îl definește ca om. Și animalele au psihologia lor. Am văzut, apar foarte multe acum pe net și, și pe Facebook. Am văzut cum un câine care sare de pe o embarcațiune este adusă înapoi de un delfin. Și când a se pe la mine asta și pe urmă delfinul începe și câinele și el, pur și simplu se pupă domnule fiecare cu celălalt în bot. Adică am fost prieteni. Sunt niște lucruri. Aia nu e psihologie? Da. Această afinitate, această absolut, această absolut. Absolut. bucurie de a, de a ajuta. Da, am vrut să spun și ă, asta pentru mine ar fi un argument. Dom'le, de, unde, de ce nu ne punem întrebarea? De unde vine rațiunea umană? De ce noi știm că doi cu doi fac patru? De ce știm că trebuie să construim asta, asta? De deci ce știm că trebuie să respectăm? Nu e o rațiune. Cine dă nouă rațiunea asta? De unde vine rațiunea asta? Hai să luăm altfel. Universul ăsta la început era numai astre, numai vulgări, dacă meteori și tot ce vrem noi. Și în întotdeauna să naște o viața care o rațiune. De la prima ființă, cea mai simplă, monocelulară, până la ființa cea mai complexă, complexitatea funcțională a creierului. Știți că creierul este cea mai complexă structură din univers? Care raționează, care are niște limite formidabile. Adică, vreau să spun, extensia limitelor. Școala noastră de obicei ne limitează. Ori noi avem mult mai multe alte posibilități, mai ales la nivel de subconștient. Tot e să-ți propui, să-ți propui la modul pozitiv, să știi cum să-ți propui. A, a, aici vine Joe dispensa cu niște lucruri formidabile. Că te învață ce o să faci, practic. E un tip care mi-e Să îmi place te pesim. descoperi, să privești dincolo de materie, Absolut. să privești dincolo de cer, de ceea ce este da, vizibil asta, exact. cu ochiul liber. Spuneați dumneavoastră la un moment dat că îi mulțumiți lui Dumnezeu că nu v-a făcut o frunză atât de frumos a sunat o, o, piatră și un câine. o piatră și un câine și spuneați de asemenea că suntem nemuritori, timpul nostru în raport cu timpul de dincolo este doar o clipă fără importanță. Da, nu, nu e egal anul de aici nu e egal cu anul de dincolo. Dacă suntem nemuritori, de ce ne este frică de moarte? Pentru că Din nu, pentru că nu vrem să credem că e așa. Pentru că ori vrem să ne încadrăm într-o lume a, a teie, că li se dă, nu, le lasă impresia că ești, vezi, Doamne, un adevărat om de știință, ori pur și simplu, noi, mintea noastră nu are această posibilitate. Deși, deși vreau să vă spun că am văzut oameni simpli care se roagă și cu un rezultat fantastic, le se imediat, în timp ce omul care sub acest aspect vrea să fie dependent strict de pământ, nu pot să spun că este prea fericit. În sensul ăsta vreau să vă spun că l-am cunoscut bine pe Părintele Galeriu. Și eram pe la... Mai mă când în când pe la dumnealui, stătea acolo de-a bisericii, și... Nu Visarion, Silvestră. Și îl întreb într-o zi, Părinte, eu sunt o gheză, sunt nimic, un zero. Ce-l pe Dumnezeu că am și orgolul meu? Domnule, un răspuns formidabil. Ce, Dragul meu, nu pe Dumnezeu îl deranjează, ci pe Dumneata că se orice legătură cu el și rămâi singur și vai și amar. Splendid. Azi. Înainte de uh, a aminti aceste cuvinte, uh, mă gândeam exact la părintele Galeriu care spunea că într-un interviu la Radio România Actualități l-am auzit înainte să se stingă, să plece cred că cu o lună, două spunea că moartea este uh, cel mai uh, frumos moment și că este o bucurie spunea. Ei, să transform momentul morții într-o bucurie și Suțea să... spunea zice, omul care crede în Dumnezeu se duce bucuros la cimitir dar omul care a citit pe ceora foarte trist cazurile de moarte clinică ne ajută să înțelegem unde ne vom îndrepta dincolo de existența noastră e un noastră. argument extraordinar eram un preot aranjase să prezint și la Focșani mintea de dincolo și în timp ce așteptam să adună lumea în sală, vine la mine o doamnă cu cartea. Așa, în jur de 50. Domnul profesor, e adevărat că această carte e diavolească? Sigur că da, doamnă. Ia uite aici ce concluzie pune. Și concluzia era mare, Dumnezeu există, nu-i așa? De a scris asta. Vai, mă iertat. Doamnă, știu că totul nu Vă <laughs> <Eu mă> iert. <laughs> Cum să fie domne de Cum să te ocup de lucrurile astea? Adică unii, pur și simplu, și cred că, nu cred că era unul fără carte, cred că era tot, tot cineva din domeniul ăla. Pentru că sunt și, de, mai ales am văzut preoții tineri, sunt foarte ancorați în științele moderne. Nu sunt deloc naivi. Dar poate că unii știu eu, n-am mai citit niciodată nimic sau atât a putut să gândească, de, de poate să-i spun așa ceva cum să, cum să spui că e o carte de avolească pe păi cine stă să scrie astfel de lucruri persoanele care uh, s-au întors din moartea Singur, clinică dar, vorbesc despre este... întâlnirea cu o ființă de lumină o ființă de Îl asimilează cu Dumnezeu asimilează acea persoană cu Dumnezeu și de altfel religiile lumii vorbesc despre lumină fiat lux Toate. toate. To numai asta deci, hai să luăm asta, ne referim numai la cazul ăsta al religiei noastre. Fiat lux, da? Să fie lumină. Să fie lumină. Bun. Asta înseamnă că la început a fost lumina. Și că noi am fi condensări de lumină. Hai să vedem dacă avem un argument. Iată, două ori, în 2004-2010, bun, și un profesor în Olanda, Lenehaus se cheamă, aduc o rază laser aproape de zero absolut. 0 absolut e minus 273,15 grade. Dacă s-ar ajunge la această temperatură, Universul ar fi înghețat. Nu -ar, ar exista nicio mișcare, ori nu e posibil. Deci aproape de și lumina aia devine o bulgă de lumină care se numește condensatul Bose-Einstein. Adică o lumină care o țin în mână ca un bulgăre. Vă imaginați asta? E uite că Experiența s-a făcut și la Bon și spuneam și acest profesor și până s-a publicat într-o revistă la Harvard. Acest vulgăre se încălzește treptat înapoi și devine lumină. Este adevărat și toate religia, fără, am fost călătorit mult și în Asia. Și mă duceam în templele de asta și aprindeau, nu lumânările noastre de ceară, și am câte o nană cam mulțumire că am ajuns acolo, că nu oricum ajungi. și asta este o realizare în viața unui om, nu? să Suntem, să suntem și noi până la urmă condens din deci, lumină? Deci toți suntem condensări de lumină. Asta este cea mai perentorie dovadă. Că lumina aia poți să și să faci bulgăre și bulgărele faci lumină. Deci, întrebarea e alta. Cum au știut legea acum mii de ani? Că asta, asta, e o experiență făcută ieri, al artei, 2004-2010. Cum au știut ea acum mii de ani în urmă despre legile. Că, că, totul a fost de la început. Aceasta e o întrebare care este absolut sedantă. Orice om de știință, orice nu are care for academic, să-și spună. Domnule, dacă e adevărat că religiile au plecat de la ideea de lege, cum au știut-o? Și și atunci, dacă alea le-au știut, restul, e, restul este, este uh, superstiție, ei vor să spună mistică. Niciunul nu înțelege că mistica negă superstiție. Mistica înseamnă comunicare cu, cu dimensiunea divină, în timp ce superstiția este ceea care este un fals. Dar nici asta nu suntem în stare, măcar să definim termenii, să folosim termenii, să avem proprietatea termenilor. Pesimiștii v-ar putea întreba dacă energia fundamentală, cuantică, este infinită, atunci noi de ce murim? asta este cea, o, o, răspunsul, un articol care l-am publicat eu la Academie. De ce moarte într-un univers cuantic infinit? De energie cuantică infinită. Pentru că sensul existenței noastre nu este să fim doar aici. Noi dincolo, eu spun că aici suntem, dacă vreți, poate la nivel de școală elementară sau cel mult de liceu. Universitatea e dincolo. Lumile nu sunt singurele pe Giordano Brună l-au ars pe rug, pentru că pe ce l-au ținut șapte ani închis și l-au întrebat tot, cred că este mai multe luni, da. Și l-a ars în Piața Florilor. Nici măcar, la Roma, am fost acolo, are o, o statuie. Nici măcar ne-au zis Piața Giordano Brună Piața Florilor, la Roma. A, cel puțin și putut să facă. Deci, există mai multe lumi și sensul existenței este acel construcției. Mereu să face altceva și din curioși școală. Și unde se va încheia această aventură noastră? Păi, de ce există o inteligență în Universul ăsta, se urcă crea lumi din ce în ce mai inteligente. Și asta are un sens. Intel... Altfel, trebuia... Altfel, putem pune întrebarea. Se spune despre Einstein că ieșim dată la curs și ca orice savant era așa gânditor, un student îl întreabă, la ce vă gândiți, domnul profesor? Răspunsul. Mă gândesc ce a gândit Dumnezeu când a făcut lumea. Dar alta este ce a spus care mi s-a părut formidabilă spusă de el. Zice, i-am adunat tot ce a spus el vis-a-vis -vis de religie. Zice, mă întreb, oare Dumnezeu a avut o alternativă? Extra, adică a, putea face altfel? Da, să înțelegeți ce, ce, ce formidabil lucru. Domnule profesor, este o întrebare la care mi-ar plăcea să Răspundem, de altfel sunt foarte multe întrebări generate din răspunsuri. Este o întrebare la care mi-ar plăcea să răspundem la o altă ediție de altceva. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră și sunt convins că numeroase persoane care ne-au urmărit până acum au găsit răspunsuri. La întrebările pe care le aveau, și poate am găsit și eu, mi-am găsit răspunsuri la multe întrebări. Citam pe Giotte, toți învățăm, învățăm pe alții. Dragilor, vă mulțumesc că ați rămas cu noi până acum, și da, ca să legăm cumva citatul acesta, să nu încetăm niciodată să învățăm. Până săptămâna viitoare, toate cele bune.